găsit minunea asta de joc pe minunatul App Store, Pregnancy Simulator. Deci că e coșmarul meu de viață, să rămân gravidă. Iac. Bă, la sentiment m-a lovit jocul ăsta. Dar dacă în realitate nu știu cum e să fii gravidă, și păi și ce nici nu prea vreau să știu, măcar într-un joc, ok, bla bla, nu stau să citesc căcaturile astea, că puțin mă interesează, toată lumea știe cam despre ce e vorba în jocul ăsta, deci suntem o femeie gravidă care urmează să aibă un copil, păi normal, că de-aia e gravidă, păi ce pula mea am în mână, am, stau cu mâinile așa, voi vă dați-mă să vezi pe cineva într-o sală de, am înțeles, hai de pula. Nu vorbește nimeni? How can I help you? Amanda vomită de 3 zile. Amanda nu mai consuma porcării. Amanda mănâncă prea mult de la KFC și de la Mac. Nu mă interesează, adică... Amanda are niște țețe foarte frumoase. Și cum stai cu picioarele tu, fută chiar noe? Am luat și un cad. Bă, cum i-am luat picioarele? Și au fost cu sunetele alea, mă. Și cu câtă ciudă i-a luat foaia, dă fă. Se pare mie sau sunt un pic exagerate chestiile astea? Bine, mă, ok. A, am deschis gura, ușa cu ce mână? Bună, dar tu ce pula mea face aici? Zici că e pădro, mă, zici că o lua ceva, mă. Bă, ce tare e dealerul ăsta, îmi pa picioare, uite, zici tu deci. Acolo e remene în spate, mă, bag la remene. Lay down, tu nebună, tu nu ne cunoaștem așa de mult încă să... Nu vedeți ce ochi vine să... Ce faci? A, mă scanez la... Nu cred că acolo trebuia să mă scanez și nu cu hainele pe mine. Ok, bine, e un joc pentru copii. Hai să nu fim și noi acum dubioși, dar... În mod normal nu te sca... Gata, aia a fost. A, mai merge un pic în perete. Deci s-a dus până în camera aia să meargă în perete ca să se întoarcă. E complet logic. Pot să plec? Am înțeles, deci ai plecat cu foaia din mână ca să mi-o aduci tot în mână. Mersi frumos pe... Bă, dar nu mai lua așa, mă, fii și tu mai gentilă. Bă, ce pură mea atât din efemină. Uite, jocul ăsta o să-și cum data viitoare, Bus Simulator, pentru că vreau să fiu un autobuz. Mai ales 25 pe Cluj, aia ar fi fain. Că acolo încap 3 cartiere, nu 1, aia mă deranjează. Bine, astea alte discuții, alte... La avort și tu? Mai mea nu prea a ieșit. A, s-a deschis ușa prin mine. Mă scuzați, mai îmi place să intru în ușă uneori. E o pasiune de-a mea mai veche. De ce te ți-ar zi parcă sunteți pe heroină? Hi, doctor! What happened, young lady? Deci vomit de 3 zile. Da, uite aici ultrasandul report, bla bla bla. Vai, aș muri să-mi zică ceva chestii. Îmi zică ăla că-s gravidă, cred că aș lua o razna. Nu glumesc, deci cred că aș lua aici. Cine pula mea face așa ceva când aude că e gravidă? Mă rog, o femeie sănătoasă la cap, dar face. Eu nu. Bă, vă zic sincer, la modul ce mai serios, cred că e coșmarul vieții mele. Să aud că ești gravidă, no. Fuck no. Chestia cu copii și cu sarcină nu-i pentru toată lumea și nu mă încântă deloc. Nu. Avea la treabă, asculta muzică turcească. Îl dau repă el în pulă. Ok, și ce se întâmplă? Când naștem? Când iese copilul? Și ce facem cu copilul? Nu-l aruncăm la gunoi, nu, nu. Am venit cu atâta bagaj am. Deci, când am furat o geantă, pe aparent. Deci până acum n-aveam... Sau mă rog, era un geantă, mă, probabil că a venit cu mașina. Nu, a avut foarte mare sens chestia asta. Deci chiar au avut sens. Nu au venit cu nimic la spital, dar acum, aparent, avem... Hai mă jos. Și acum ce fac? Dacă mai apară... Am rezolvat problema. Acum nu pot să mai bagi reclame, stie vă ce faci. Nu mai poți. Na. Nu mai... Trebuie să-l sunăm pe soțul nostru, drag, care probabil e la curve. Ce încredere mi-a un bărbat ăsta. A, n-avem telefon mobil. Am înțeles. Așa face. Așa e tu. Mă înșală cu curva aia de Maria. Maria asta e o curvă. Bună, David.
E tot în regulă, păi cum să nu fie? Ba, dar vezi că nasc. Oare cu cine e gravidă? Oare tot cu David-i gravidă? Uite, glumele astea nu se fac la om. Bine, mă, hai, vino acasă, că trebuie să nasc. Că până acum nu s-a odihnit, efectiv o tras la plugograt măgar cu spatele. Am înțeles, descalță, măcar s-a descălțat. Are bun simț totuși tipa asta că s-a descălțat. Da. Dar părinte, n-am scăpat de reglament. Cum dracu? Deci, n-am internet și tot n-am scăpat de reclame. A, da, am uscat de reclame. Are sens. Bun, să vedem ce se întâmplă în continuare cu această minunată gazelă care e gravidă. Ah, nu mă lasă fără net, ok, super. Deci ne trebuie net până la urmă și o să suportăm 5.000 de reclame. Hei, mer. A, de acum e rău, vomită la asta, moare. Ce păcat ar fi să mori, nu-i așa? O tragedie. Superb jocul ăsta, deci chiar e superb jocul ăsta. Extraordinar, deci pur și simplu jocul ăsta e superb. Da, am fost la ginecolog și ce mi-a făcut ei, ce mi-a făcut, detalii ce se întâmplă la ginecolog, toată mea știu ce se întâmplă la un ginecolog, să uită în gura ta. Nu stau să citesc chestii, bă, dar ăsta ce are mare autism sever, de ce ți stă în poziția asta? Bine. Chestiile din ceamă în bucătărie de are nevoie de atenție. Îmi piuie bucătăria, îmi cântă frigiderul. Complet nu. A, trebuie să pun ouăle acolo, pentru că soțul meu e incapabil să pună un ou acolo. Trebuia să... Da, e complet logic jocul ăsta, e superb. Bă, mai sunt multe reclame sau fac cu Dumnezeu a fost nervii? mulțumit de creația sa. Ieși în pula mea afară cu chestiile astea, că nici nu stau la discuție. Direct? Serios, asta faci tu când ești gravidă, e... Da, deci aparent atunci când ești gravidă te apuci să pui roșiile la locul lor și nu puteam să le pun la landala, trebuia în anumită ori. Ieși afară, hai de cap, ce-s cu reclamele astea? Deci reclamele astea sunt Dumnezeu pe pământ, n-ai cum. A, acum punem cartofii, dar totuși când naștem? A, deci până nasc cred că o să pun cartofi, nu? Așa se întâmplă în viața reală. Mai pui cartofi, mai pui roșii, așa prin cutii. A, până naște, așa. Cum naiba. Perfect logic. Deci, v-am zis că logic, cu... Da. Complet logic. Deci, cred că reclama aia a fost cumva special pentru mine, că eu scam... Chiar trebuie să le pui într-o anumită ordine, nu poți să le pui oricum le... O, Dumnezeule, haide, hai să naștem, că pentru asta vreau să joc jocul ăsta, vreau să nasc. Nu credeam că o să zic asta vreodată în viața mea, dar vreau să nasc în joc. Cu cine locuia Samuel când Cu îl slujea pe măsa. Dumnezeu în... Oftim, ți-am răspuns, sper că ești mulțumit. Bun, naștem și noi astăzi, Dr. House? Mă trebuie să mă urc la baie, să mă cac sau ce fac la baie. Probabil că mă cac, mă gândesc, că doar la baie ce poți să faci? Presupun că nu aici e baia. Oh, baby chapter first. Ce naiba mă cac în casa asta imensă? Nu, aici, the bedroom, o zi, toaletă, domnule, am citit prostii. Totuși vreau să-s curioasă, aici e toaletă, noi avem toaletă. Avem toaletă, cum vreau. Deci, după ce am pus 3 cartofi și... Dar eu cine sunt? Soțul acum? A, am fost soțul, mă! Nu, no, are sens acum. Mamă, ce piruet au făcut când s-au băgat în pat și ne-au băgat. Câte prostii care fac live trebuie să... Nu live cu copii, mă, serios, mă, ce-s cu mesajele astea subliminale? Nu vreau copii acum, mai prea devreme. A, m-am trezit fără soț în pat. O levitat așa un pic deasupra patului. Deci mergem la baie să facem un duș, că puțin, că... De ce trebuie să stai cu mâinile în poziție de închinare? De ce mi s-o... Super!
A, crezi că m-am blocat și trebuia să dau jocul de la capăt. Sincer, n-ar mai fi intrat încă o dată. Trebuie să facem unul și dacă îmi zice că face... A, credeau că face cu hainele pe aia, era ceva. Era pur și simplu prea interesant să scurt baie cu hainele pe aia. Aș fi crezut... Am înțeles, nu știu ce stau alea. Bun, să te curată, frate, mă. Că e porno, să mă curată. Bun, te mai speli mult că faci consum la apă. Am înțeles. Și din nou trebuie să stăm în poziția asta de rugăciune. Au făcut aparent baie cu hainele... Am înțeles, deci ne spălăm dinții pe toată fața. Păi cum nu? Nu că-s rasist, îmi pare rău, nu pot. E prea mult. Bun. Ce parfum vrei, mă, dar cât crezi că m-am căcat? Se dă cu deodorant peste haine. E bun, e logic. Și acum ce fac? A, mă aplicăm loțiune de față, nu pot să nasc cu fața crăpată, n-are cum. Cu bube negre, nu se poate. E frumos ceva. Încă o reclamă, e bună. Da. Mai naștem și noi azi Dr. House? Nu, jocul ăsta mă omoară. Deci trebuie să merg în camera mea să-mi iau vitamina D, să mi le bag în cur. Mă gândesc și la asta. Hai de cap, nu. Ia, mă. A, mai multe vitamine. Bagă-mă acolo să fie. A două, astea-s verzi, mai dubioase. Poftă bună să ai. Dar bea cu bărbia, aparent, apă. Da. Și fără gura deschisă. E cum nu? Te rog, nu mai băga... În timp ce Ioan îl boteza, Duhul lui Dumnezeu a coborât peste Fiul său Iisus în chip de... Măta. Bun. Mai departe. Naștem și noi astăzi, totuși. Vreau să nasc o dată... Hai mă, serios, vreau să nasc. Ce mănânc? Mănânc două feluri de pâine la propriu. Ne punem un toaster. Zic că nu mai pot să așteptăm. Oh my god. Aparent chiar mai pot să aștept. Da, super până acum, îmi place ce se întâmplă. Luăm prima felie și o ungem cu unt. Ah, peanut butter. Ai de capul meu, cât e logic e jocul ăsta. Și o punem pe farfurie. Bun, luăm a doua felie, facem la fel. Nu vine să mă înjunghi. Mănâncă o dată și du-te și naști. Trebuie să naști, femeie. Ăsta ți-e scopul în viață. De ce sunt atâtea reclame? Spuneți-mi și mie. De ce sunt atâtea reclame pe jocul ăsta? Și nu pot să joc fără online. Superb. Bine, ai mâncat? Poți să naști o dată, te rog frumos. Deci ăsta e un pregnancy simulator. Da. Îmi pică kettle. Pică kettle. A, îmi fac cafea acum. Sau ceai, ce-mi fac? A, îmi trebuie cafea la ora asta? Oamenii normal beau cafea, mie nu-mi place. A, se toarnă singură cafea, băi cum nu? Din nou, logic, rațional. Un joc perfect rațional și logic. Așa se întâmplă și în realitate. Bum. Toarnă. Iai, bea odată cafeaua aia nenorocită, nu mă mai pune să stau 10 minute, futu-s morții, mătii. Oh, nu mai, dar ce că stă cu mâini în poziția asta, nu înțeleg. Bun, beați cafeaua și hai să naști odată. Sau-s bărbatul? Da, ce frumos eu ești. Da, mă, bărbatul, de fapt. Dumnezeu și altarul și Dumnezeu. Da, îmi pare rău pentru chestia asta. E foarte enervant, știu. Dar vreau să ajung la clipa în care nasc. De ce o trebuit să plec din lângă farfurie ca să iau farfurie? A, ca să-i duc la proastă să mănânce. Pentru că e inaptă. Nu poate, că dacă e gravidă, nu mai poate să ducă. Bine, mă, îmi futu-s rasa ta, că așa ți l-aș arunca în cap să mor odată. Du-te și naști odată, că am nevoie... Nepule ești, mă. A, eu sunt. Ăsta de ce pula asta la masă? E lenie să... Azi, femeie, bă, tătincur, nu știu care, mă, care. Oftă bună, candela mătii. Oh.
ies cu sunetele astea, să-mi bag pula, nu merită. No, naștem și noi astăzi. Că mă tâmpesc de cap, jur că fac cu nervii. Ok, punem niște muzică de pe iPad. Relaxing music, ce că e cât curie, mă, vaca. Nu stau o minut să ascult chestia asta. Fac cu nervii la jocul ăsta. E bun. Ok, în sfârșit, naștem și noi. Pică, fă! Haide, Amanda, trebuie să naști odată pruncul ăla. Go to the toilet and vomit in the comode. Ah, vomită steluțe de mare. O domnișoară nu vomită. Zic că trebuie să trag eu apă manual. Da, superb, superb joc. Știți ce? Să mă opresc aici. Bine. Cred că o să mă opresc aici cu jocul, că nu pare că naște în episodul ăsta și poate naște în episodul următor, dacă mi se salvează jocul, pentru că... Da, bine, mă pune, bine, ăsta a fost jocul. O să facem, cred că, episodul al doilea data viitoare. Dacă v-a plăcut ăsta, v-am pupat!